Eveniment dedicat Poloniei la Filarmonica Oltenia. Instituția de Cultură, împreună cu Facultatea de Drept și Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova, organizează Seara Dreptului. Scopul evenimentului este de a promova cultura poloneză și de a extinde comunicarea și legătura dintre cadrele didactice și studenți și în afara orelor de curs. La acest eveniment au fost invitați să participe liceeni craioveni, alături de studenții și profesorii Facultății de Drept. Cei care se vor afla în sală vor audia două prime audiții. Este vorba despre concertul noturno pentru vioară și orchestră de coarde și Fairy Tale, dar și o lucrare intitulată Cântece nemuritoare opus 10. În deschiderea evenimentului, un reprezentant al Ambasadei Poloniei va rosti un scurt discurs, mai ales că în această săptămână am marcat Ziua Națională a Poloniei și ne-am propus ca acest concert să se asocieze cu evenimentul Poloniei. Pe scenă va urca de la ora 19 Orchestra Simfonică a Filarmonicii Oltenia, dirijorul Iasek Rogala și violonista Patricia Piekutowska. Mâine, în holul Filarmonicii Oltenia, va fi vernisată și o expoziție ce are ca tema afișul modern polonez, expoziție deschisă publicului până duminică. Vom deschide și două expoziții legate de această țară invitată în această săptămână, Polonia. Afișul modern polonez, o expoziție care poate fi vizitată la Filarmonică în perioada 13-15 noiembrie, adică de vineri până duminică. Seria de evenimente continuă cu o expoziție intitulată Parcuri naționale din Polonia, organizată în holul central al Universității din Craiova în perioada 13-26 noiembrie.